dragii mei, este aproape imposibil, adică e cumva natural, aș zice, să gândim că acest sfat al celor răi la care ni s-a spus să nu participăm ar fi la o adresă diferită de sfatul celor buni. Așa, ne gândim, așa e în noi. Și nu, nu te duce acolo, du-te dincolo. Evanghelia ne spune că nu e așa. Evanghelia ne spune că sfatul celor răi are rădăcinile împletite cu sfatul celor buni că neghina este împreună cu grâul, că ele cresc împreună până la seceriș. Solgeniții ne spune că linia de despărțire între bine și rău nu e printre mine și tine, ci linia aceasta trece prin fiecare inimă în parte. Cu alte cuvinte, nu pot să las garda jos sau vegherea mea când mă găsesc într-un loc, cum ar fi biserica pe care îl descriu, ca fiind cel bun, nu e sfatul celor răi, am zice noi. Dar uităm ceea ce scrie în cartea lui Iov, că într-adevăr au venit fiul lui Dumnezeu la întâlnire, dar a mai venit cineva la întâlnire. Și dacă este un loc în care trebuie să veghezi cu adevărat, este chiar acesta, chiar aici, chiar în locul acesta. Așa a spus Mântuitorul nostru și ferice de, așa foarte frumos ne-a citit psalmul, ferice de omul acela care ține seama de treaba aceasta. Iubiții mei, trebuie să vă spun că mă bucur că ne revedem după o mică uh, vacanță, să zicem, așa, ne revedem la Sfânta cină știți de ce, ca să ne împăcăm, pentru că așa este, am fost plecați, recunoaștem uh, greșeala aceasta destul de serioasă, de inevitabilă și trebuie să vă spun că nu v-am simțit lipsa, ci v-am simțit prezența. Pentru prima dată mi s-a întâmplat în viață, toată lumea, așa spunem, și noi zicem, v-am simțit lipsa, v-am simțit lipsa. Mi-am lăsat sufletul deschis în fața lui Dumnezeu și am zis, până la urmă, cine suntem noi, între noi? Și v-am simțit prezența la orice pas. Nu doar când am venit aici să înregistrez, am intrat în adunare să mă rog pentru, pentru noi toți și mă pomeneam pe drum, la volan sau indiferent unde, prin biserici, oriunde, mă pomeneam rugându-mă pentru adunarea noastră de aici, pentru familii. Astfel că mulțumesc lui Dumnezeu că de această dată n-am simțit lipsa, ci am simțit prezența. Și nu numai a familiei noastre lărgite, ci prezența Duhului lui Dumnezeu, același Duh care mână sufletul nostru. Aș vrea să menționez întreagă, dar nu, cu, nu, superficial, două texte pe care le amintește Moise în Deuteronom 4, versetul 9 și versetul 19. Ambele au ca numitor comun, veghează asupra sufletului tău. Numărul 1 în versetul 9 spune ca nu cumva să uiți tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine până la punctul ăsta, vechează asupra Sufletului tău. E prea târziu după ce s-a șters din memorie tot binele pe care l-a făcut Dumnezeu? Este prea târziu atunci. Vechează când a apărut în Sufletul tău tendința de a nu prețui și de a uita ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Atunci când te-a scăpat de la moarte, vai, ce mulțumiri, ce recunoștință! Cum este peste trei ani după ce a trecut situația aceasta? Îți mai aduce aminte? Recunoști lui Dumnezeu? Recunoști că astăzi ești viu aici datorită acelui moment? Cele mai multe neștiute. Aceasta spune el în versetul 9. În versetul 19, se spune altceva. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva să ajungi să ți se alipească inima de idoli. E prea târziu când sufletul s-a alipit de un idol ca magnetul, e prea târziu să lupi. Începe lupta aceasta din lăuntru, din lăuntru tău veghează și urmărește cum îi spuneau prietenii lui Iov, spre ce te trage inima? urmărește înclinațiile sufletului tău, ca nu cumva într-o zi, uitând de Dumnezeu, uitând de tot binele pe care El l-a făcut, să te pomenești închinându-te la idolii vieții acestea. Așadar, având în vedere că rădăcinile acestea sunt împletite, dacă am luat un, un sondaj acum, așa am întrebat pe toată lumea care este aici, cu ce ocazie aici, noi am spune la masa Domnului. Dar aș avea o întrebare foarte ne la locul ei. N-ar trebui să existe această întrebare, dar există. Avem de-a face cu o masă aici sau cu două mese? Nu răspundeți. Păstrați. Avem de-a face cu un pahar sau cu două pahare? Iarăși nu răspundeți. E bine așa. Tăcerea este un răspuns. Este foarte greu să răspund la această întrebare. Mie mi-e mi -e greu să adresez întrebarea aceasta. E foarte, foarte greu. Am, simțit simțământul că ar umbri cumva. Dar a fi cu picioarele pe pământ nu înseamnă a umbri un lucru, ci din potrivă. În textul acesta atât de tulburător din 1 Corinteni, capitolul 10, ni se spune că nu e o singură masă, ei sunt două mese. Ni se spune că nu este un singur pahar, ei sunt două pahare. Noi am știut sau am ținut cont numai de una, am crezut că cealaltă are altă adresă. Nu, la masa aceasta a lui Isus era și răul și binele. Nu aveau altă adresă, aveau aceeași adresă, erau prezente acolo. Ce se cere de la mine este ce am învățat din psalmul acesta. Vezi, adică nu fii inconștient că ești între două mese și vei sta la una dintre ele. Nu fii inconștient de faptul că sunt două pahare și vei bea din unul dintre ele. Și lucrul acesta are mare semnificație. Versetul 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor. Au, oh, deci, deci sunt două. Da, nimic în comun. Întunericul și lumina nu au nimic în comun, dar din nefericire pe pământul nostru lovit de atâta suferință, acestea au aceeași adresă. Deocamdată, Vine ziua în care adresa va fi schimbată. Unul va merge la foc și altul va merge în grânarul lui Dumnezeu. Vine ziua aceasta. N-a venit încă. Și nu trebuie să uităm și să trăim ca și cum ar fi venit. Cum ar fi posibil acest lucru? Adică vechează asupra sufletului tău când vii aici. Că ai văzut, intri, intrăm în restaurant și care e prima întrebare care o punem? La ce masă stăm? Ne uităm în dreapta, în stânga. Ne așezăm în dreapta. În unele restaurante există un ospătar care spune, uite, da, așez la masa asta sau la cealaltă. Aici, ospătarul este alegerea noastră. Este voința noastră. La ce masă vrei să te așezi? Dumnezeu nu te va îmbrânci niciodată spre una dintre mesele. Nu, 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 aici. nu. Nici cel rău nu are dreptul să forțeze pe nimeni, dar tu ești sigur în fața unei bifurcații, fiind aici, în locul acesta și în această împrejurare. Cei trei tineri erau la... cu trupul, la masa idolilor, adică Daniel și cu prietenii lui, dar cu sufletul erau la masa Domnului. Iuda era cu trupul la masa Domnului, dar era cu sufletul la masa demonilor. Aceasta face toată diferența. Veghează asupra sufletului tău să știi, trupul este la masa Domnului. Unde ți este sufletul? Ce se întâmplă? În... Veghează asupra sufletului tău, cum învățam azi dimineața aici la minutele de rugăciune. Zidiți-vă Prea iubiților, zidiți-vă în credința voastră prea sfântă, păi aștept să mă zidească biserica sau aproapele meu sau părinți sau copii. Nu, no, nu, no, nu, no. tu ești zidarul prin care lucrează Dumnezeu. Tu fie zidești sufletul tău, fie el totul. E același, este același om. Și cel mai important, cât mai important aspect al vieții noastre de oameni este conversația noastră cu noi înșine. Despre ce îți vorbești ție? Ce-ți pui sufletului tău în timp ce ești aici? Sigur că Dumnezeu știe unde este trupul, dar el se uită unde este sufletul tău când stăm aici. Și asta este toată diferența. Pavel spune, eu n-aș vrea ca voi să aveți părtășie cu demonii. Păi de e posibil? da, este foarte posibil. E foarte posibil. E taie lucrul. Nu se aprinde vreun bec asupra cuiva aici, vreun semn sau ceva. Dar Dumnezeu care privește partea ascunsă a lucrurilor și judecă după ceea ce este ascuns, nu după ceea ce este vizibil, El vede unde s-a așezat sufletul tău cu ocazia aceasta. Ce gândești în inima ta, ce simți, ce trăiești. Iuda era la masa Domnului cu trupul, dar cu sufletul era departe. Și când este așa ceva, atunci nu te hrănești cu ceea ce ești servit. Iisus a servit pe Iuda, dar diavolul l-a hrănit. Deși l-a servit Iisus. Asta nu înseamnă nimic. Am învățat ceva azi dimineața noi aici, la minutele noastre, și anume că un om trece prin prisma sau filtru propriei vieți, fie cuvântul lui Dumnezeu, al oamenilor, orice se întâmplă, propria lui experiență, are o anume semnificație pentru el și ce semnificație acordă el acestui cuvânt, aceea este cea care intră în viața și ființa lui. Poate să ia cineva cuvântul lui Dumnezeu să-l arunce înapoi a lui, puțin îi pasă, poate să ia un altul cuvântul diavolului și să-l considere ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și uh, uh, lucrează în, în puterea lui. E un dar al lui Dumnezeu numit Darul deosebirii Duhurilor, prin care el ne ajută să cunoaștem adevărul despre starea noastră sufletească în demnurile Duhului, de unde vin acestea. Aceasta a fost preocuparea primordială a lui Dumnezeu. Când omul i-a spus am căzut în păcat și vai, sunt gol. Ești gol, bine că ai aflat, nu? Nu i-a spus bine că ai aflat. I-a spus lui cine ți-a spus treaba asta. Păi, are importanță cine mi-a spus. Nu e adevărat că sunt gol, știu. Ești, e, adev e adevărat că ești gol. Dar cine ți-a spus treaba aceasta. Face toată diferența. Pentru că dacă ți-a spus-o cineva înseamnă un lucru și dacă ți-a spus-o altcineva înseamnă alt lucru. El de câte ori deschide gura, spune o minciună, este hoț, ucide, prăpădește. Cine ți-a spus treaba aceasta? Nu e tot una. Poate să spună același lucru cineva, dar contează cine ți-a spus lucrul acesta. Mântuitorul spune la aceeași cină, la care stăteau toți. Dar 11 erau la masa Domnului și unul era la masa diavolului. Nu se vedea nicio diferență așa, la haine, la cravată, la astea, nu. Dar aceasta era realitatea. Acum voi sunteți curați, a spus Mântuitorul din pricina cuvântului pe care vi l-am spus, sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. Păi dar n-am luat toți din aceeași pâine, n-am băut toți din același pahar. E adevărat, spune Pavel în Corinteni, toți au luat din aceeași mană, toți au trecut prin aceeași mare, dar nu toată lumea mergea la aceeași destinație. Vechează asupra sufletului tău aici la cina Domnului. Unde ți este sufletul? Ce ai în sufletul tău? Ce hrănești? Cu ce te frămâni? Ce te arde? Ce te consumă? Lu Cere de la Dumnezeu lumină? Cercetează-mă Dumnezeule! Și cunoaștem nu prezența aici sau absența, ci cunoaștem inima. De ce? De ce sunt aici? De ce nu sunt aici? Cercetează-mă și cunoaștem inima. Sunt unii dintre voi care nu cred. Isus știa de la început. Cine erau cei ce nu cred? Și cine era cel ce avea să-l vândă? Aceasta face toată diferența. Nu este opțional faptul că noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt sau nu. Am avut o dezbatere foarte frumoasă la, la școala de sabat aici. A fost foarte frumos. Mulțumim pentru pregătirea aceasta. Ar vrea să menționez că Dietrich Bonhoeffer spune una din cele mai surprinzătoare vorbe care pot fi auzite de la un om. Auziți? La el, mare creștin, zice nu, nu mă interesează răspunsurile la rugăciune. Cum să nu te interesează, mă, frate, dacă te rogi? Nu, nu, nu aceasta. Mie îmi sunt de ajuns făgăduințele lui Dumnezeu. Atât. Și ne întrebam noi cum de... Uh, nu spune și despre Maria că a crezut în el. Nu, i-a crezut deja. I-a crezut îngerul care i-a spus despre el, fără să fie nevoie să vadă vreunul dintre semnele care a venit ulterior. Ele, ele au avut rostul lor. Simon, leprosul, stă acolo, a fost vindecat de Isus, într-adevăr, dar când îl vede că uh, relaționează cu această femeie nu la loc ei, cine știe. Când îl vede că relaționează cu ea, atunci toată părerea lui despre Isus cade la pământ, nu e proroc, vezi de treabă așa ceva. Dacă ar fi proroc, n-ar ști el cine este. El nu vegea asupra sufletului lui, asta se întâmpla. Nu că se îndoia de Isus, el nu credea în, 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 faptul acesta. Dar nu, nu, asta era problema. Problema era că nu vegea asupra sufletului lui. Păi stai puțin, dacă te-a vindecat de lepră, ai uitat lucrul ăsta? Cum ții minte numai acum ce ai văzut acum? Uite, uite ce este, uite ce răutate, uite ce se întâmplă aici. Și cum faci că ai uitat absolut toate? Tu uiți de unde vii, tu uiți cum îți putrezea corpul de viu și cum te-a vindecat? Cum de ai uitat toate acestea? De aceea spunea Moise în capitolul 4, versetul 9, Veghează asupra sufletului tău, nu cumva din cauza vreunei situații, vreunei persoane, vreunei incest, să uiți tot binele pe care ți l-a făcut Dumnezeu. Nu poți să basculezi, să arunci tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine, din cauza că n-a făcut un lucru sau altul. Nu poți să faci lucrul acesta. Ai uitat că ai fost vindecat? Ai uitat că ai fost scăpat de la moarte? Ai uitat împrejurarea aceea în care erai atât de disperat, eram la ora de rugăciune? Când să ne ridicăm de la ora de rugăciune, ne-am ridicat seara de la ora de rugăciune, se deschide ușa brusc și intră cineva cu părul vulvoi care e în perspectiva de a fi condamnat la moarte. În noaptea asta se, se va discuta lucrul ăsta. Rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru mine. Gata, am, am continuat rugăciunea. În noaptea aceea Dumnezeu a răsturnat toată ordinea guvernamentală, dictatorială, tot ce se întâmpla la ziua era totul limpede. Voie ce s-a putut. Fantastic! Puterea lui Dumnezeu. Așa este cât este proaspătă imaginea aceasta și experiența. E proaspătă. Acum, știu, chiar acum, uite uite cum s-a întâmplat și era gata, gata și uite. Dar după ce a trecut mai mult timp, ai uitat că ai fost vindecat. Petru spune, zice, din. Uh, cine nu are aceste lucruri, dragostea, cum spune el acolo, iubirea de, de frați și de oameni, cine nu are aceste lucruri, este orb. Umblă cu închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. A uitat. Chiar era la noi în casă Cineva care uitase complet de vechile lui păcate și a acuzat vehement acum păcatele în alții, care erau acolo și soția i-a zis, uite, e bine să fim vehemenți împotriva păcatului, dar nu tu. Tu ar trebui să nu uiți niciodată de unde vii. Petru spune, dintre ei erați voi. Și zice să nu cumva să uiți că ai fost iertat de vechile păcate. Întăriți-vă chemarea și alegerea voastră, pentru că dacă veți face lucrul acesta, dacă nu veți uita, nu veți aluneca niciodată. Dacă veți aluneca în uitare, veți aluneca și în credință, Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Oricum, inima noastră bună sau rea trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu așa cum este. Dumnezeu nu ne-a cerut aici să ne fardăm inimile când venim în prezența Lui. Așa făceau farisei. Ei se fardau, se... Și Iisus a spus, nu, zice, astea sunt morminte văruite, chiar dacă sunt văruite, dar nu mai puțin morminte, cu pline cu oasele morților și Nu este cazul, a spus Iisus. Apelul Lui în instanța aceasta era fii tu însuți, nu te picta în altfel înaintea lui Dumnezeu, că nu are niciun fel de preț. Însă dintre toate formele acestea de împotrivire la adresa lui Dumnezeu, cea mai rea și mai gravă rămâne jocura. Iisus spune, unul dintre voi mă va vinde. Doamne, eu, eu, nu. Dacă să vezi ce înseamnă să stai la masa lui Iuda face mișto, ăsta e un cuvânt țigănesc. Iuda face mișto de Isus. <laughs> Un număr va vinde, da. Nu cumva sunt eu? Păi adică cum, tu, tu, nu știi ce ai în buzunar, tu nu știi de unde vii? Cum adică nu cumva sunt eu? Păi sunt eu. Dar el bazjocorește pe Isus. Și în lumina cuvântului lui, cine mă bazjocorește pe mine, bazjocorește pe cine m-a trimis. Acesta era marele adevăr. Mical a considerat că își bate joc de soțul ei, de David. Dar nu, Întuitor a spus, cine își bate joc de voi, își bate joc de cel care v-a trimis pe voi. Acolo, problema ei nu era cu David care a jucat în fața chivotului ca un bezmetic. Nu. No. Ci problema ei era cu Dumnezeu ca și problema tatălui ei, ea a preluat moștenirea tatălui ei, tatăl ei avea un dispreț teribil pentru Dumnezeu, avea o silă cumva pentru Dumnezeu și tot ce a făcut Dumnezeu, de asta avea probleme cu David, adică zicea, cât poți să fii de josnic, zicea lui Dumnezeu, încât să alegi un astfel de individ, un cioban, pe care să-l aici la nivelul meu de împărat. Îți dai seama ce însemna așa ceva. Aceasta era problema. Și David îi răspunde foarte simplu. Nu, ai înțeles greșit. Eu n-am jucat în fața slujnicelor, cum ai spus dumneata, și ce am jucat, spune versetul 21. David a răspuns micalei înaintea Domnului, care m-a ales, am jucat eu, nu înaintea slujnicelor. Și dacă totuși vrei să vorbim despre slujnice, vreau să spun că totuși voi fi cinstit, voi fi în cinste la slujnicele despre care vorbești, fiindcă ele nu au înțeles greșit ce am făcut eu aici, ci greșit înțelege acela a cărui minte se împotrivește lui Dumnezeu. De acolo pleca tot. Și de aici pleacă tot în prezent și în toată viața noastră. Ce gândești în sufletul tău despre Dumnezeu? Cine este El pentru tine? În ce măsură păstrezi viu și vie în sufletul tău amintirea acestor momente de strălucire ale lucrării lui Dumnezeu cu noi? Iar aici, frații mei dragi, nu suntem chemați la un spectacol, ci suntem chemați să devenim părtași Adică devine ceva... Uh, și avem, avem două exemple, iarăși n-ar fi locul, dar acestea sunt în Scriptură. Cine se alipește de o femeie desfrânată este un singur trup cu ea. De, uh, adulterul nu este a face sex cu cineva. Nu. Nici a mânca la masă nu înseamnă a îngurgita niște mâncare, ci înseamnă a-ți construi corpul din ce mănânci nu, nu, nu că mănânci. E una să muți un obiect de aici, aici și este alta să pui mâncare în corpul tău, un anume fel de mâncare, un anume fel de băutură. N-ai cum să mai fii aceeași persoană, ca să nu discutăm de flagelul cumplit al drogurilor, cărora le cad victimă milioane de oameni. Nu este tot una. Dar spune Biblia aici, cine se alipește de o femeie desfrânată este un singur truc cu el. Nu e vorba de un act sexual, este vorba de identificarea aceasta, de părtășie aceasta, devine parte. El nu lasă în urmă așa ceva să spală, pleacă acasă, nu, e, pleacă cu rău ăsta în el. Și asta are un cuvânt de spus când nu își poate imagina. Prin contrast, acum spune Biblia, cine se alipește de Domnul, versetul 17, este un singur duh cu el. Nu este, nu este spectacol, este părtășie, este alipire, este unirea Duhului prin legătura păcii. A bea din paharul cuiva avea o semnificație mare, de aceea e folosit aici în scriptură. A mânca la masa cuiva. Nu era servim prânzul amândoi. No. Abia din paharul cuiva înseamnă a alege destinul acestei persoane. Din paharul căruia Așa se întâmpla, la masă lua paharul lui și așa a spus Iosafat către Ahab. Destinul meu cu destinul tău, mergem împreună. De aceea a spus Biblia, păziți-vă de paharul cel rău, pentru că voi nu vreți să aveți același destin. Când ai luat paharul ăsta al răutății, al necinste, al necurăției sufletești, când ai luat paharul ăsta, ai luat împreună cu el destinul unde duce acesta. Asta la masă înseamnă alege același destin. E adevărat că nu e paharul tău, dar abia din el devine al tău. A avut și Iisus un pahar din care a băut? Da sau nu? Da. Bun. Era paharul lui? Nu. No. Era paharul tatălui. Este una să bei paharul tatălui și alta să ai tată altceva. Și vreți să-i faceți voi. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl meu să-l beau. Nu poate fi o bucurie mai mare, indiferent cât de mare ar fi suferința, martiraj dacă ar fi. Nu, voi, nu poate fi o bucurie mai mare decât a ști că ai băut paharul pe care Dumnezeu. Am tins l be. Nu, ce, are importanță ce gustare. are. Atâta vreau să știu că ești Tu, Doamne, care ai întins paharul acesta către mine. Atât vreau să știu. Cine este Cel care mi întinde acest pahar? Voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl meu. Am vrea ca și voi să aveți părtășie cu noi, spune Ioan, și părtășia noastră este cu tatăl și cu fiul său, Iisus Hristos astfel. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță de orice păcat. La aceasta să ne ajute El. Amin. Cerescule Tată, aici la cina Domnului, te rugăm să ne ajut să stăm la o singură masă și aceasta să fie masa Ta. Curățește sufletul nostru de tot ceea ce este străin de Tine. Așează în inima noastră, Doamne, viața Ta și chipul Tău. Și așa cum scrie în Scriptură, fă ca Hristos să trăiască în noi. Aceasta ne rugăm, așa, ca individ, dar ca familie, ca biserică, ne rugăm înaintea Ta, Doamne. Fă, fă să trăim această unire a Duhului nostru cu Duhul Tău ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim pentru cinstea aceasta înaltă pe care ne-ai acordat-o prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.